Statistici sumbre privind inegalitatea dintre oameni la nivel global. O parte importantă din averea mondială este deținută de un număr foarte mic de persoane, iar decalajul dintre cei bogați și restul lumii s-a amplificat în 2017, se arată într-un studiu realizat de Oxfam. Aproximativ 82% din banii generați în 2017 la nivel mondial au ajuns la 1% din populație. Statisticile sunt îngrijorătoare, indicând că sistemul este defect. Oxfam afirmă că principalele cauze sunt evaziunea fiscală, influența firmelor asupra politicii și eroziunea drepturilor angajaților. Tendința de accentuare a inegalității persistă de-a lungul anilor. Directorul executiv al Oxfam, Mark Goldring, a declarat că în prezent există un nivel inacceptabil de inegalitate. Raportul Oxfam se bazează pe datele furnizate de Forbes și pe informații privind distribuția bogăției globale.